Da, bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. În această seară mi-a propus să demontăm împreună o serie de mituri, de minciuni, de manipulări care, iată, timp de aproape 2 ani de zile au fost spuse în spațiu public. Practic, dumneavoastră ați fost bombardate cu aceste, să spunem, informații. De cele mai multe ori plasate, trunchiate, pregătite, să spunem așa, în laboratoarele celor care au interes să creeze o anumită opinie pe acest subiect, apa și canalizarea la Pașcani. Și spuneam, mi-am propus ca în această seară să demontăm aceste minciuni, aceste manipulări. Am luat această decizie după o discuție pe care am avut-o zilele trecute cu câțiva pensionari din Pașcani, activi, de altfel, preocupați de acest subiect, apă, canalizare, preocupați și de scena politică, de evenimentele, într-un cuvânt, de zi cu zi. Și din discuțiile cu dumnealor, am aflat, de fapt, ceea ce bănuiam și știam și din alte discuții cu alți pășcăneni, că foarte mulți au nu doar păreri diferite, dar și argumente foarte greu de înțeles, au informații greșite, au păreri greu de justificat, tocmai pentru că acest subiect, apă și canalizare la Pașcani, a devenit atât de complicat, a devenit, iată, o armă folosită în campanie electorală, fără ca el să mai aparțină în momentul de față comunității oamenilor care, să spunem, ar avea o problemă cu acest serviciu de apă și canalizare sau oamenilor care au avut probleme și între timp și le-au rezolvat, acelor care nu sunt interesați de politică, acelor care nu vor decât să-și rezolve problemele imediate în apartamente, la casă sau unde stau. Bun. Așadar, am aici foarte multe bilețele, să spun așa, cu aceste probleme, aceste tipare, aceste mesaje care au fost răspândite în spațiu public și haideți să încercăm să le analizăm împreună. Încep cu o chestiune care este aparent pe lângă subiectul apă-canalizare, și anume, am văzut, evident, în rândul celor care sunt împotriva noastră, împotriva argumentelor noastre, împotriva știrilor pe care noi le dăm, că, uite, doamne, pe BIT TV nu se poate comenta, nu pot intra sau nu mai intră, iată, comentatorii, sau dacă intră cineva, le blochează comentariile și așa mai departe. Uite, într-un cuvânt, pe site-ul bitv.info nu mai sunt comentarii pe tema apă și canalizare. Și că, la concurență, acest subiect este dezbătut intens și sunt multe comentarii și așa mai departe. Bun, în realitate, situația stă cam așa. Noi, odată cu platforma nouă, am făcut ceea ce trebuia să facem de mult. Și anume, de a scoate aceste comentarii la suprafață, la vedere. Mai exact, înainte, lumea comenta sub anonimat. De cele mai multe ori, comentatorii, vă spun asta pentru că știm de pe IP-urile celor care intrau, erau cam aceiași. Erau cam aceleași persoane interesate să plaseze o anumită informație, un anumit punct de vedere sau să intimideze. Erau tone de înjurături, mai ales în perioadele fierbinți, da? Mă refer la perioada când au fost acele convulsii sociale sau când s-a pus în discuție revocarea delegării și aderării la Arsacis. Deci, tone de înjurături, de mizerii, comentarii într-o singură direcție pentru a crea o singură opinie. Așa cum, de altfel, le vedeți în cealaltă parte. Sub anonimat. Atenție! Sub anonimat.
câteva persoane de regulă. Bun. În momentul de față, nu se mai poate comenta pe bittv.info sub anonimat. Trebuie să te loghezi fie cu contul de Facebook, da? Fie cu adresă de mail validă. Și atunci poți să comentezi fără niciun fel de problemă. Evident, limitele bunului simț, pentru că noi ne-am asumat responsabilitatea de a nu publica comentarii porcoase sau înjurături sau de altă natură. Bun, ăsta este motivul. Atâta timp cât nu ai asigurat anonimatul, acei comentatori de serviciu, acei formatori de opinie, da? Care aveau interesul să înjure, să intimideze, sau, iată, să direcționeze subiectul, să-l modeleze așa cum doresc ei, evident că nu mai vin să comenteze. Cum să facă lucrul ăsta? Ar însemna să se desconspire. Și atunci o fac unde? Beneficiază de acest anonimat, nu? Și o fac copios în continuare, într-o singură direcție. De regulă, de cele mai multe ori, sunt tocmai cei pe care îi știm că militează pentru așa ceva. Asta e. Deci, nu se poate. Cei care sunt de bună credință, cei care nu au nimic de ascuns din acest punct de vedere, da? Se pot loga cu contul de Facebook și pot comenta fără niciun fel de problemă. Sunt, de altfel, multe comentarii. Le puteți găsi acolo, da? Dar am vrut să clarific lucrul ăsta pentru a fi înțeles pentru toți, da? Inclusiv pentru cei care pun sub semnul întrebării acest subiect, da? Deci, iată, o chestiune demontată, să spun așa. Deci, nu cu anonimat. Pe bittv.info nu se poate comenta cu anonimat. Bine, dacă ai un cont de Facebook fals, evident că vei reuși să intri și să comentezi. Am văzut astfel de conturi, cred că a trecut moda, să spun, erau multe conturi de Facebook false în perioada în toamna anului trecut, iarnă chiar începutul anului, exact în perioada ferbinte când se discuta despre acest subiect apă și canalizare, da? Erau niște conturi cu niște fotografii superbe. Unul, o fotografie chiar aparținea unui actor, de exemplu, da? Din Statele Unite. Și ei comentau subiecte de la Pașcan, da? Erau implicați în acest subiect, vă dați seama. Deci cam atât în legătură cu comentariile pe bittv.info. Bun. Am avut parte în ultimele zile, în ultimele săptămâni, de tot felul de păreri, mai puțin articole de presă, să spunem, opinii, păreri. În ceea ce privește apa și canalizarea la Pașcan. Acest subiect a cuprins în totalitate spațiul public. Sincer, eu îmi doresc să discut și despre altceva, dar nu avem ce face. Trebuie să revenim, pentru că altcumva ar însemna să lăsăm pradă orașul, comunitatea, unei manipulări uriașe. Și atunci, iată, ne nevoiți încă o dată să accentuăm, să subliniem, să discutăm, să comentăm împreună anumite chestiuni. Da? Și am să le iau așa, aleatoriu, să discutăm despre fiecare dintre aceste teme puse în discuție. Prima dintre ele, pentru că este recentă, din discuția desprinsă cu pensionare. Dom'le, Apa Vital face profit. Apa Vital face profit. Prin urmare, dom'le, de ce să facă Apa Vital profit pe spinarea noastră, pe umerii noștri, și de ce să câștige alții, să împartă alții acest profit? Ba mai mult am auzit, am mai discutat despre acest subiect, că anumite persoane ar fi acționare la Apa Vital, printre care, iată, și fiul actualului primar, și alții, da? Care ar câștiga sume uriașe, nu-i așa? Din banii strânși de la pășcăneni, apă și canalizare. Bun. Informațiile sunt 100% false. 100% false. Să le luăm pe rând. Apa Vital este societate
publică, cu capital public. Asta înseamnă că acționari nu sunt persoane fizice. Nu sunt nici măcar societăți comerciale cu capital privat. Acționari sunt unitățile administrativ-teritoriale din județ, adică primăriile din județ. Pașcaniu nu este acționar deocamdată, nici municipiul Iași nu este acționar. Deci majoritatea primăriilor din județ, care fac parte din Arsaces. Da? Ei sunt acționari acolo. Bun. Dacă ei sunt acționari acolo, întrebarea următoare este, domnule, cum se împarte acel profit? Unde merge acel profit? Ei bine, profitul societății, noi am mai răspuns la aceste întrebări, dar o mai fac încă o dată, tocmai pentru a lămuri lucrurile. Profitul acestei societăți se împarte, de fapt se duce pentru investiții. El, odată contabilizat, raportat, este transmis Consiliului Județean. În contul Consiliului Județean. Consiliul Județean transmite mai apoi acest profit, care este înregistrat anual, în contul de dezvoltare al societății. În contul APA Vital pentru secțiunea dezvoltare, pentru investiții. Și banii din profit sunt cheltuiți exact acolo unde sunt deschise șantiere, lucrări. Mai exact, dacă în acest an se lucrează la Pașcani, o bună parte din bani se vor duce la Pașcani. Sau la Târgu Frumos, sau la Hârlău, sau la comune. Depinde foarte mult de lista de investiții care a fost aprobată în anul respectiv. Deci, dacă discutăm despre un profit, acel profit în mod automat se regăsește, se duce tot în lucrări de interes public. Nu se duce un leu în buzunarul privat al cuiva. Bun, s-a pus de asemenea în discuție, doamne, dar ați văzut ce salarii uriașe au încasat directorii de la APA Vital? Pentru că au făcut profit, nu? Și automat din profit au încasat salariile alea. Răspunsul este nu. Lucrurile nu stau chiar așa. Au salarii mari. Mai mari decât le aveau directorii de la, de exemplu, foștii directori de la PSA. Dar și directorii de la PSA aveau salarii mari. Vă aduceți aminte, am publicat statele de plată, unii în jur de 100 de milioane, alții peste 100 de milioane. Câteodată au încasat chiar și mai mult, dacă vă aduceți aminte. Bun. În schimb, vorbim de manageri. Acești oameni care conduc astfel de societăți au un contract de management. Au niște obiective de atins. Ele, dacă sunt atinse, primești niște bonusuri de performanță. Întrebarea este, doamne, le primesc sau ar fi trebuit să le primească și cei din Pașcan? Ar fi trebuit să le primească dacă făceau profit. Da? Din câte știu, în orice contract de management sunt trecute astfel de bonusuri. Inclusiv în contractele de management ale celor din Pașcan. Atâta timp cât nu faci profit, evident că nu vei reuși să încasezi aceste bonusuri de performanță. Dar dacă tu faci profit, încasezi. Și încasezi pentru că faci performanță, da? Și aceste bonusuri cu salariile sunt prevăzute anual în fondul de salarii. Deci în fondul de salarii. Bun, îmi aduc aminte că, repet, o astfel de ecuație, modalitate de lucru, este implementată și la Pașcan, la regie, chiar și la PSA, dacă nu greșesc. Dar dacă nu faci profit, nu poți să încasezi acești bani. Iar dacă nu pui astfel de, să spunem, condiții stimulative, nu reușești să aduci oameni cu rezonanță, oameni care pot să facă management performant, și să-i pui să muncească. Adică nu-i poți determina să facă lucrul ăsta.
Apa Vitală a demonstrat că este o societate care se descurcă bine, care gestionează bine fondurile, care nu merge în pierdere. Da? Vă aduceți aminte cum mergea Preservapa și mai rău fosta direcție de apă și canal. Da? Apa Vitală nu merge în pierdere, ci iată, face performanță, face profit. Sunt discuții pe surse. Sunt discuții serioase, negocieri, pentru că Apa Vitală să intre și în județul Vaslui. Înțeleg, la nivel instituțional. Sunt invitați să preia și Vasluiul. Sunt discuții să preia și Suceava. Întrebarea este, oare de ce? Oare de ce? De ce două județe din împrejurimi au preocupări de a aduce un alt operator, în cazul de față, Apa Vitală în cele două județe? Și noi ne punem întrebarea la Pașcani, doamne, dar de ce să vină ăștia la noi? Sau de ce să mai rămână? E foarte tare. Da? Bun. Deci, în legătură cu acționarii, nu este nicio persoană fizică acționară acolo. Nicio persoană fizică nu încasează niște bani în calitate de acționar. Consiliul de administrație, directorii care îi găsiți acolo, reprezentanții unităților administrative teritoriale, nu sunt plătiți cu niciun leu, nu încasează niciun leu. Colegiul director, Consiliul de administrație de acolo, sunt salariați, nu acționari. Au calitatea de salariați. Asta ca să fie foarte clar pentru toți cei care multiplică în spațiu public și am văzut o preocupare intensă. Ficiorul lui Pantazi încasează, are 5% din acțiune acolo. Nu are nimic. Absolut nimic. Cine scrie aceste mesaje, evident că le pune doar pentru a instiga, da? Pentru a crea o anumită emoție acolo. Știe foarte bine că nu este adevărat. Dar sunt alăturate aceste informații tocmai pentru a crea o anumită emoție împotriva persoanei respective și împotriva serviciului de apă și canalizare. Bun. Pentru că acum principala preocupare este, iată, să demonstrăm, nu noi, ceilalți, că toate investițiile despre care discutăm, de fapt, nu sunt investiții și, de fapt, nu sunt bune, ci sunt rele și, de fapt, nu avem nevoie de 13 milioane de euro și, de fapt, nu ne-ar face bine, ne-ar face mai mult rău. Cam asta este, asta este ordinul dat pe unitate și, de câteva zile, unii trudesc de a întoarce lucrurile. Pentru că au văzut foarte clar că nu pot să, nu au argumente și nu pot să combată ceea ce noi am spus apăsat de câteva săptămâni de zile că acest referendum este de fapt un referendum împotriva investițiilor, adică anti-investiții, e bine, de atunci preocuparea intensă este de a demonstra că aceste investiții, de fapt, nici nu există, nici nu ne-ar ajuta, ne-ar dăuna, oamenii nu ar avea nevoie de bani, nici de apă și canalizare și mai adânc în ultimele zile. Dom'le, de fapt, știți care e problema? Pașcaniu a avut posibilitatea și are posibilitatea să ia bani de la guvern, nu de la Uniunea Europeană. Cam asta este tema. Și să le luăm pe rând. Noi am publicat o serie de reportaje din suburbii. Le-ați văzut, sunt convins. Acolo oamenii au spus foarte clar, avem nevoie de apă și canalizare. Și tema politică, agenda politică nu ne interesează. Sunt cu atât mai determinați oamenii, mai convinși că au nevoie de aceste servicii, cu cât timp de 25 de ani de zile au fost mințiți de fiecare dată de politicieni că vor avea apă, că vor avea canalizare, că nu e așa, o vor duce mai bine acolo. Și de fiecare dată nu s-a întâmplat așa. Acum, când aceste probleme sunt pe cale de a fi rezolvate, vine cineva și spune, mai așteptați. Sau, nu aveți nevoie de ele. Nu e așa că nu aveți nevoie de apă și canalizare? De ce? Pentru că eu am nevoie de voturi. Și lumea, în mod evident, este revoltată.
au spus-o destul de apăsatule, nu ne interesează politica. Vrem servicii de apă și canalizare. Bun. În legătură cu aceste investiții, dacă sunt certe, unii sunt preocupați să spună, nu, dule, nu sunt certe. Sunt așa, doar niște idei, promisiuni puse pe niște liste provizorii. Când noi am publicat listele cu stampile, cu semnături, au apărut, iată, informații că, de fapt, listele respective, doamne, trebuie, sunt îndoielnice. Că ele trebuie puse sub semnul întrebării, că, de fapt, iată, a apărut această informație acum, astăzi, că, de fapt, lista respectivă cu investiții a fost un fel de angajament asumat pentru delegarea serviciului de apă și canalizare de către primar înaintea votului dat de Consiliul Local. Da? Deci, prima dată a fost această preocupare. Dom'le, nu sunt investiții. Sunt doar niște vorbe. Am venit, iată, cu documentele, le-am pus pe masă, cu stampilă, cu semnătură. Ceva trebuie să se întâmple cu aceste liste. Și atunci, ele nu mai au valabilitate. Da? În niciun fel, că de fapt este dovada că cineva a trădat, a vândut pașcani înainte de termen, înainte de votul Consiliului Local. Orice îi face, oricum ai spune, oricum ai pune pe masă cifre, stampile, argumente, dom'le, acele dovezi, dacă ele sunt, automat sunt murdărite, puse sub semnul întrebării. De ce? Tocmai pentru ca preocuparea de a urâ mai mult și mai mult și mai mult operatorul de apă și canalizare, preocuparea de a vă dori și mai mult ca acest operator să plece, preocuparea și dorința de a rămâne fără un alt operator, fără alte soluții, fără investiții, să fie în continuare până pe data de 5 iunie, când vor fi alegerile și când, în mod evident, trebuie să veniți la vot, să veniți și pentru referendum și să votați așa cum vi se cere, da? Cei care au fost pentru apa vitală trebuie să fie sancționați, cei care nu au fost cu apa vital trebuie să fie lăudați, da? Și votați. Bun. Deci, revenind la aceste surse de finanțare, da? Deci, banii sunt. Documentele au fost semnate. Listele au fost asumate. Și atunci s-a pus în discuție, iată, doamne, cei de la Suburbii nu-și doresc, în realitate, servicii de apă și canalizare. Adică exact pe invers față de ceea ce dumneavoastră ați văzut la televizor. Adică ați văzut că oamenii s-au exprimat foarte clar. Acei oameni care merg, de exemplu, cu bidoanele la Blăgești și stau la coadă pentru apă, în mod evident, spun alții, da? Și dumneavoastră trebuie să-i credeți că acei oameni nu-și doresc rețele de apă. Nu. Acei oameni care au fost inundați de atâtea ori și acei oameni care își doresc să trăiască civilizat, așa cum la doi pași, cei de la bloc, o fac de foarte mult timp, care nu au servicii de apă și canalizare, la ei mă refer, și în special servicii de canalizare, ei bine, acei oameni, în realitate, nu-și doresc să trăiască civilizat, nu? După teza și teoria celor care multiplică astfel de informații. Deci, doamne, în realitate, cei din Suburbii nu și-ar dori să trăiască civilizat. Este total greșit. Este total greșit. Ați văzut și dumneavoastră, repet, voința celor din Suburbii și cei care mă urmăresc, care mă ascultă, înțeleg foarte bine ceea ce spun. Faptul că ei nu sunt prezenți în spațiu public, faptul că ei nu sunt prezenți pe Facebook, pe rețele de socializare, nu înseamnă că nu există această preocupare, această voință. Nu. Oamenii despre care discutăm sunt oameni serioși, mulți dintre ei în vârstă, au alte preocupări. Muncesc de zi, de dimineață până seară, muncesc în grădină, au cu totul alte preocupări. Nu să susțină această dezbatere falsă, nu să intre în această dezbatere falsă. Bun. Și dacă totuși noi am demonstrat că oamenii își doresc, a apărut
Iată următorul pas, următoarea teză. Că, doamne, chiar dacă își doresc, atunci serviciile vor fi scumpe. Atât de scumpe încât nu-și vor permite aceste servicii. Deci, cu alte cuvinte, doamne, chiar dacă se fac, deci chiar dacă sunt bani, chiar dacă se fac investiții, chiar dacă vă doriți apă și canalizare, până la urmă veți vedea că va fi foarte scump și nu vă veți permite să beneficiați de aceste servicii. Este total fals. Este total fals. Acolo unde au fost implementate, unde au fost făcute investiții pe rețele de apă în suburbii, toată lumea are apă. Adică toată lumea consumă apă de la rețeaua publică. De ce? Pentru că nu există o altă alternativă. Apa din fântâni nu poate fi consumată. Și culmea, nu? Este același preț ca și în Pașcani. Adică cei din Pașcani și-ar permite, nu? Să consume apă și canalizare, cei din suburbii nu și-ar permite. Vedeți? Acești teoreticieni, da, cum pun în discuție subiectul, exact pentru a manipula, a descuraja orice intenție, orice demers pozitiv, pentru ca până la urmă aceste investiții despre care noi vorbim de foarte mult timp și ni le dorim, să nu fie făcute. Asta este ținta. Dom'le, să nu fie făcute. Bun. În mod evident și închei cu acest subiect, dacă vor fi făcute și sper să fie făcute investițiile în suburbii, apă și canalizare, prețul va fi același ca și cel din Pașcani. Evident, se va adăuga prețul canalizării. Da? La cei care în momentul de față beneficiază doar de servicii de apă. Dar cine nu-și dorește să plătească puțin în plus pentru a trăi decent, civilizat? Cei din Pașcani, cei de la case, cei de la blocuri, și-au pus problema vreodată să plătească doar apa pentru că nu au bani și pentru canalizare? Eu cred că nu. Mai este ceva. Nici nu poți să desparți cele două servicii decât în mod firesc și obligatoriu cum se întâmplă acum. Adică am doar apă, nu am și canalizare. Pentru că în momentul în care vor fi cele două servicii disponibile și apă și canalizare, automat apa consumată, da, trebuie și canalizată. Nu-ți mai permite legea să deversezi apa pe unde apuci. Vor veni niște amenzi uriașe în câțiva ani de zile. Da? Deja sunt reglementări în vigoare. Noi tot am discutat, am mai atras atenția asupra acestui subiect. 2018-2020, limita pentru implementarea acestor reguli pe apă și canalizare peste tot trebuie să fie rețele de apă și canalizare. Iar amenzele sunt uriașe. Deci dacă consumi apă, apa trebuie și canalizată, apa deversată. Nu o poți arunca unde dorești. Se întâmplă acum, este adevărat, în suburbii. Dar tendința este pentru a intra în normalitate. Deci, repet, trebuie să se întâmple lucrul ăsta. Trebuie să fie aliniate și suburbiile la un anumit standard. Și sunt convins că lumea de acolo își dorește să trăiască în condiții civilizate. Am văzut de asemenea comentarii urâte, foarte urâte, la adresa celor care au îndrăznit să-și facă sisteme proprii de canalizare, fose septice și așa mai departe. Mi se pare o abordare dincolo de orice imaginație. Bun. Oamenii au făcut sacrificii. Credeți că au făcut astfel de investiții pentru că
nu aveau ce să facă cu banii. Dacă aveau rețele de canalizare, nu făceau astfel de investiții. Da. Deci, cam așa stau lucrurile la suburbii. O altă întrebare care mi s-a pus, doamne, dar de ce începe cu cartierul Aerodrom și nu începe cu Blăgeștiul, Gâșteștiul, acolo unde sunt probleme? Lista despre care discutăm, această listă de investiții și care urmează să fie prioritizată, transmisă în formă finală operatorului și lista să meargă mai departe, să fie suport pentru organizarea licitațiilor și pentru încheierea contractelor de execuție. Această listă, din câte știu, trebuie să fie asumată, aprobată și de Consiliul Local. Nu cred că aceste investiții vor fi concurente. Sunt convins că vor fi mai multe societăți care vor lucra la acest proiect. Cred unele pe apă sau societate pe apă, altele pe canalizare, iar lucrările la apă vor merge cu siguranță mai repede decât cele la canalizare, pentru că investițiile la apă se fac mai repede. Sunt și mai ieftine și se lucrează mai repede. Cu alte cuvinte, este foarte probabil ca în Blăgești, în Gâștești, acolo unde nu este în momentul de față apă, lucrările să fie terminate înainte de a fi finalizate lucrările la canalizare, chiar dacă aerodromul în cazul de față este primul pe listă, de exemplu, da? Cu rețele de apă și canalizare. Deci sunt convins că vor fi deschise mai multe câmpuri de lucru, mai multe investiții în același timp. Important este ca acești bani să ajungă la Pașcani, investițiile să înceapă să fie făcute. Asta este important pentru municipalitate. Și evident, Blăgeștiul este o prioritate. Bun. Cine este vinovat de faptul că apa vitală a ajuns la Pașcani? O altă temă și preocuparea este intensă de a arăta cu degetul, în fotografie, în imagini, primarul Dumitru Pantaze este vinovat, asta este tema, da? Este vinovat de faptul că, iată, apa vitală a ajuns la Pașcani și a rămas în continuare la Pașcani. Bun, de ce trebuie să fie domnul Dumitru Pantaze vinovat? Singurul vinovat? Este foarte clar, este evident, pentru că dumnealui este cel care în sondajele de opinie este pe primul loc și care nu și-a anunțat candidatura, dar dacă candidează, are șansele cele mai mari de a câștiga un nou mandat. Și atunci, cei care se ocupă intens de imaginea lui, în ghilimele, mai bine spus de terfelirea lui, a imaginii publice pe care o are, au grijă ca de fiecare dată să spună, doamne, vinovat de această situație este, iată, primarul Dumitru Pantaze. Bun. Dacă ar fi să analizăm matematic lucrurile, realitatea este alta, în mod evident. Eu nu sunt avocatul primarului în momentul de față, dar mă știți că îmi place să citesc de pe hârtii, de pe documente, tocmai pentru ca și dumneavoastră să înțelegeți matematic cum stau lucrurile. Ne aducem aminte momentul mai 2014, când a avut loc celebra ședința Consiliului Local, când au fost delegate serviciile de apă și canalizare și s-a hotărât ca Pașcanul să intre în Arsaces, da? Atunci au fost luate cele două mari decizii. Deci, aderarea la Arsaces și delegarea serviciilor de apă și canalizare. Bun. Cine a
a votat la momentul respectiv cele două proiecte de hotărâre. Le-a votat primarul? Nu, evident că nu. Primarul nu este consilier local. Atunci, cine le-a votat? Consilierii locali, unul singur, a votat împotriva. Domnul Danu. Atât. Toți ceilalți, unul s-a abținut. Ceilalți, 16 la număr, au votat pentru. Deci au votat pentru delegare și pentru aderarea la Asociația Județeană. Ei au votat, nu primarul. Bun, veți spune, doamne, primarul a propus, primarul i-a bătut, i-a strâns de gât, i-a determinat, i-a șantajat. Să mergem puțin cu raționamentul puțin mai în spate. A fost înființată o comisie de negociere în august 2013, aproape cu un an de zile înainte de vot. O comisie de negociere formată din 8 persoane care a avut mandat de a analiza oportunitatea, cauzele, efectele pentru ca Pașcaniu, dacă rezultă o astfel de oportunitate, să adere la Asociația Județeană și să delege serviciile de apă și canalizare. Acea comisie a fost mandatată să afle acest răspuns. Facem acest pas? Sau nu facem acest pas? Din această comisie au făcut parte 8 persoane. Le citesc. Primarul municipiului Pașcani, secretarul Mircea Zuzan, deci primarul Dumitru Pantazi, secretarul Mircea Zuzan, directorul de la Preservapa, Ioan Prisecaru, directorul economic de la Preservapa, doamna Elena Guzgă, și 4 consilieri locali. Domnul Pleșca Vasile, domnul Haldan Vasile, președintele Comisiei Economice, domnul Pintilie Marius, cel care acum spune, doamne, știți, eu de fapt nu am știut, am fost determinat, forțat de împrejurări sau cine știe ce argumente mai sunt în spațiu public, și domnul Ioan Ioniță, 8 la număr. 8 la număr. Acești oameni au analizat un an de zile, aproape un an de zile, da? Documente, sunt tone de documente. Le-au avut la dispoziție, le sunt anexate la hotărâre. Da? Argumente de natură economică, administrativă și așa mai departe. Și ce credeți că au făcut? Au propus, atenție, aderarea Pașcanului Arsace și delegarea serviciului de apă și canalizare. Deci cine a propus lucrul ăsta? Exact comisia. Citim din raportul respectiv. Având în vedere concluziile prezentate, comisia propune asocierea UAT, adică Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pașcani, la Arsacis, Iași, și delegarea serviciului către SECE Apa Vital SA Iași. Semnează 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adică Pantazie, Zuzan, Prisecaru, Guzgă, Pleșca, Haldan, Pintilie, Marius și Ioan Ioniță. Aici sunt. Aici este propunerea făcută de ei. Pe baza acestei propuneri, a fost inițiat proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre care, repet, a fost aprobat de 16 consilieri. 16! Bun, ce concluzie au mai tras cei 8 care au negociat pentru dumneavoastră? 8 au negociat aderarea. Da? Tot aud. Doamne, știți, n-am știut, n-am văzut. Doamne, un an de zile, aproape un an de zile au discutat subiectul ăsta. Cu documentele în față. 8 la număr. Da? Ce concluzii au mai tras? Sunt 4 concluzii, da? Prima, analizând situația economică financiară de la SCPSA, rezultă că societatea nu are capacitate de autofinanțare. Deci nu are capacitate de autofinanțare, neexistând resurse financiare pentru susținerea cofinanțării proiectelor de investiții.
Deci ce spun cei 8 din comisie? Că PSA-ul nu o mai putea duce prea mult timp, că societatea nu avea capacitatea financiară de a face investiții, da? Că se afla într-o situație complicată. O spun cei 8 care au analizat, atenție, inclusiv situația economico-financiară de la societate, de la PSA. Pe cifre, raportul respectiv cu situația economică este depus, a stat la baza acestor concluzii. Este depus acolo. 2. Datorită retragerii celor 4 UAT-uri din Asociația EcoApa, nu mai conferă unității PSA Pașcan caracter de operator regional, făcând imposibilă atragerea și susținerea de fonduri europene. Altfel spus, Rățoi și Prisecaru, ca să rămână stăpâni pe apă și canalizare, pe resurse, pe bani, pe societatea respectivă și aparent pentru a deschide calea atragere unor investiții europene sau guvernamentale, știind foarte bine că regulile s-au schimbat, că nu se mai acordau bani decât pe operatori regionali, i-au convins pe primarii din comunele învecinate să se alăture Pașcanului într-o asociație, Asociația EcoApa. Bun, cu promisiunea că împreună vor accesa fonduri pentru dezvoltare, pentru rețele de apă și canalizare. Această asociație n-a făcut nimic. Niciodată. Absolut nimic. Cei de la comune primarii s-au săturat de așteptat. Au văzut că nu reușesc să aducă niciun leu pentru apă și canalizare. Un an, doi ani și așa mai departe, s-au retras. Și unde s-au dus? Înainte de a se duce Pașcani. Noi vorbim doar despre Pașcani, dar uitați-vă că au fost mai deștepți cei din comunele învecinate. Ce credeți că au făcut? Au ieșit din asociație și s-au dus unde? În Arsaces, înaintea noastră. Pentru a obține ce? Fonduri europene. Adică, cu alte cuvinte, mai determinați, mai deștepți și cu o capacitate mai mare de a aplica aceste soluții de finanțare europeană în comune, decât la Pașcani. Foarte tare. Și atunci această asociație, făcătură a fostului primar Neculae Rățoi și a fostului director Ioan Prisecaru, nu mai avea obiect. Rămăsese doar Pașcani în asociație. Da? Și iată, cei 8 din comisie au constatat că această asociație EcoApa nu mai conferă unității caracter de operator regional. Evident, da? Făcând imposibilă atragerea și susținerea de fonduri europene. Așa, iar a treia constatare făcută de comisie cu privire la împrumutul BI, propunerea comisiei în urma adresei de la Ministerul Finanțelor, este aceea de a rămâne în continuare sub împrumutat. Ei aveau interesul de a pasa și activul și pasivul, da? Așa, cu obligația ca SC Apa Vital să transfere către municipiul Pașcani sumele colectate din tarif necesare împrumutului BI. Deci ce trebuia să plătească Apa Vital? Sumele colectate din tarif. Sumele colectate din tarif necesare împrumutului BI. Ceea ce și face Apa Vital. Cât colectează componenta aia de redevență, o și dă municipalității. Bun. Mai apoi, consilierii, tot la presiunea străzii, au zis, dom'le, vrem să ne dați mai mult decât colectați din tarif. Să ne dați în echivalent cu rata respectivă. Și atunci, vă aduceți aminte, nu vreau să mai insist, asociația a venit și a spus, dacă vreți, așa trebuie să majorăm prețul special pentru Pașcani. Numai pentru Pașcani, tocmai pentru ca acea componentă să fie cuprinsă în tarif și
să o înapoiem municipalității pentru a acoperi rata. Deci, cine a făcut propunerea pentru delegarea serviciilor? Cei 8 din Comisia de Negociere. Cine a votat delegarea și asocierea la Arsacis? Cei 16 consilieri locali. Asta este realitatea. Pe cifre, pe date, pe documente. Restul sunt povești. Restul sunt povești. Deci, dacă Consiliul Local ar fi avut o altă părere decât cea a primarului, fiți convinși că ar fi reușit să se împotrivească chiar și unei voințe destul de apăsate din partea primarului. O să se vede foarte clar că și cei din opoziție au votat exact propunerile făcute chiar și de către cei din opoziție. Da? Domnul Marius Pintilie este din opoziție. A făcut parte din comisie, a propus și a votat aderarea și delegarea serviciului de apă și canalizare. Deci uitați-vă pe documentele respective. Scurt, o mică pauză de publicitate, 2 minute, revenim pentru final. Da, am revenit după o scurtă pauză de publicitate. M-a sunat cineva, mi-a tras atenția că pe strada Ceferiștilor, iată, lângă o spălătorie auto, în pantă, după gaz, curge apa de o lună de zile și nimeni nu se sesizează. Mâine vom fi acolo. Vom fi acolo și vom încerca să aflăm răspunsuri și să aducem la cunoștința celor care trebuie să se implice pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc pentru sesizare. Bun. Foarte pe scurt, încerc să clarific foarte pe scurt câteva chestiuni. În legătură cu prețul. Am văzut o preocupare contabilă aproape, da? În ceea ce privește următorul aspect. Dom'le, Pașcaniu a avut un preț mai mic la PSA. Și iată, de când au fost date servicii de apă și canalizare, este un preț mai mare. Diferența de 1,5 lei. Prin urmare, dacă am fi avut acei bani, 1,5 lei, păi am fi avut și bani pentru investiții. Deci, pe scurt, cam asta este teza. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Să le luăm pe rând. Deci, prețul la apă înainte era 3,58 și după aderare, după delegarea serviciei, a fost 3,97, iar în momentul de față este 3,49. Deci, și mai mic decât era la preservapa, 3,58, pentru că a fost diminuat TVA-ul, vă aduceți aminte, da? A fost micșorat TVA-ul. Deci 3,58 la PSA, 3,97 era înainte la apa vital, iar acum este 3,49 la apă. La canalizare era 1,77 înainte, odată cu delegarea 2,89, iar acum este 2,80. Bun, deci diferența aia de 1,5 în realitate este mult mai mică. Dar se întâmplă un aspect. În momentul de față, dacă ar fi să se întoarcă serviciile la Pașcani, în mod evident, nu ne-am întoarce la acest preț cât era înainte. De ce? Nu pentru că o spun eu. O spun chiar foștii directori de la societate, de la Preservapa, de exemplu. Ei au solicitat de altfel înainte de delegarea serviciilor, de câteva ori, majorarea prețului. Din ce motive? Pentru că nu mai era sustenabil. În mod evident, la momentul respectiv, Consiliul Local, primarul, nu au fost de acord cu majorarea pentru că aveau interes politic. Nu voiau să majoreze prețul în perioada campaniei electorale. Dar de 2 ori, cel puțin, conducerea societății a venit cu argumente economice și a solicitat majorarea prețului. S-a mai întâmplat ceva. Deci, atenție! Trebuia majorat prețul înainte de delegare. Bun, s-a mai întâmplat ceva. Între timp, stația de epurare a fost dată în folosință. O stație de epurare modernă
și cu o soluție tehnică foarte costisitoare. Bun, ea este și supradimensionată. Ea a fost proiectată la o altă capacitate industrială, atunci când în Pașcan erau consumatori foarte mari. Și în momentul de față se fac eforturi foarte mari pentru diluarea și a ajunge cu apa la niște parametri acceptați de cei care se ocupă de monitorizare. Bun. Spuneam că prețul, că aceste costuri de exploatare ale stației de epurare nu au fost cuprinse în prețul vechi de la PSA. Dacă ar fi să adăugăm și aceste costuri, sunt convins că ne-am situat cu prețul nou cam în jurul actualului preț de la, de la apa vitală. Plus minus. De altfel, și politicienii care au venit, inclusiv cei din opoziție, au admis că nu ne vom întoarce la un preț mai mic, la același preț care era înainte, dacă serviciile de apă și canalizare, dacă delegarea va fi anulată încă o dată și serviciile vor fi preluate, vor fi readuse la Pașcan. Da? Deci această teză cu prețul mic și prețul mare cade, nu are niciun fundament economic, da? Și administrativ. Adică cine vine trebuie să își facă un preț sustenabil, realist, și acel preț va arăta cu aproximație același cu cel practicat în momentul de față. Bun, nici vorbă de o rezervă pentru investiții de 1,5 lei. Nici vorbă de așa ceva. Bun. Deci ca să facă investiții un eventual operator local ar trebui să vină cu un preț mult mai mare, da? Mult mai mare decât prețul pe care l-a avut PSA-ul la momentul respectiv. De altfel, în procesul de negociere se spune, analizând situația economico-financiară de la PSA cu prețul respectiv, da? Societatea nu are capacitatea de autofinanțare, neexistând resurse financiare pentru susținerea cofinanțării proiectului de investiții. Adică din prețul respectiv nici măcar nu aveau capacitatea de autofinanțare. Da? Este concluzia oficială. Da? Nici vorbă despre a face investiții. Pe prețul vechi, ca să fie foarte clar. Deci, această diferență este o ipoteză de lucru care nu, în realitate, nu stă în niciun fel în picioare. Deci dacă s-ar întoarce serviciile la Pașcan, nu am avea nici bani de investiții, iar acea diferență ar însemna acoperirea, practic, a nevoilor, așa încât prețul să fie corect și să asigure o funcționalitate a eventualului serviciu. S-a pus în discuție, doamne, facem serviciu în subordinea Consiliului Local. Ați văzut adresa, am publicat-o zilele trecute, da? Ați văzut adresa de la NRSC. Ați văzut răspunsul primit de la Consiliul Județean, de la Prefectură. Am cerut un punct de vedere și de la primărie. Doamne, se poate organiza un serviciu cu personalitate juridică în cadrul primăriei? Răspunsul, da, de juriști. Deci, răspuns care probabil va fi arătat, pronunțat, discutat și în cadrul ședinței Consiliului Local. Răspunsul este categoric nu. Din ce motive? Păi, odată administrativ, că actuala organigramă nu poate fi umflată, nu poate fi mărită cu numărul necesar de salariați, din cauza limitelor impuse de guvern. Actuala organigramă nu suportă decât maxim 28 de posturi care sunt vacante, în timp ce pentru organizarea unui nou serviciu de apă și canalizare ar fi nevoie de cel puțin 100 de posturi, așa, pentru a obține avizele necesare pentru a putea funcționa. Bun, actuala organigramă și actualul buget nu suportă pentru că nu are bugetate cele 100 de posturi, da, sau mai mult sau mai puțin câte ar fi necesare pentru ființarea serviciului. S-ar
pierde investițiile, nu este o noutate, am mai spus, și atenție! În condițiile respectării legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publică, odată realizată delegarea directă a unui serviciu, ceea ce s-a întâmplat cu Apa Vital, nu se poate realiza o nouă delegare directă, fiind impusă organizarea unei licitații în acest sens. Deci, cu alte cuvinte, dacă am ajunge până la urmă să facem un serviciu, tot nu am putea delega apa și canalizarea, pentru că trebuie să organizăm o licitație. Este răspunsul semnat de juriștii primăriei, secretarul primăriei, compartimentul juridic, da? Deci, vedeți, sunt aruncate vorbe, soluții, așa zise soluții, da? Pentru a înnebuni lumea și mai mult. Pentru a crede absolut orice. Da? Astea sunt soluțiile cu care vin politicienii atunci când cer. Le facem referendum, vedem noi ce se întâmplă după. Facem un serviciu, facem orice. Da? În realitate nu se poate face. Și nu o spun eu, o spun, iată, specialiștii pe documente oficiale, asumate. Da? Deci asta cu prețul ne-a lămurit. Prețul la apă, prețul la apă la PSA era 3,58, 3,97 înainte la Apa Vital, acum e 3,49, mai mic decât era la Preservapa înainte. Foarte tare. Bun. Deci, asta cu întoarcerea la cum a fost înainte nu se poate. Și aș mai avea câteva chestiuni de lămurit. Această chestiune cu referendum. Dom'le, avem nevoie de referendum. Este discutată, analizată și îndungă această teză. Nu? Pentru că este un drept cetățenesc, pentru că altcumva nu ar fi respectate drepturile și voința poporului și avem nevoie neapărat de referendum. Mai mult decât atât. Avem nevoie de referendum exact în ziua alegerilor. De ce? Pentru că așa o cere PNL-ul. Iar dacă nu ești de acord, înseamnă că ești împotriva democrației. E bine, cu o astfel de teză, eu nu pot fi de acord. Cu riscul de a fi catalogat că sunt împotriva democrației, deși nu este deloc așa. Repet, din punctul meu de vedere, nu este necesar un referendum, pentru că ne aflăm în mijlocul unei situații consumate, consumate, adică delegarea a fost făcută, au fost derulate o serie de etape care au produs și efecte juridice, iar multe dintre problemele reclamate au fost rezolvate. Ele au fost rezolvate. Mă uitam în scrisoarea domnului Pintilie către cetățeni și spunea acolo pe scurt, dacă găsesc rapid, poate citim din ea, numai puțin. Da, organizarea acestui referendum nu este un afront la adresa operatorului Apa Vital, nici de cum. Dar s-ar fi gândit cineva vreodată că este împotriva operatorului Apa Vital? Nu. Întrebarea, sunteți de acord sau nu să renunțăm, nu este împotriva lor. Este pentru ei, evident, nu? Așa? Societatea menționată având la dispoziție ocazia, mijloacele și timpul necesar pentru a-i convinge pe cetățeni de bunele lor intenții. În practică, adică ce ar trebui să facă în perioada asta? Găsirea unor căi de comunicare eficientă cu cetățenii din Pașcan, astfel încât aceștia să aibă răspuns și soluții la problemele lor legate de contractarea și plata serviciilor. Păi, contractarea este reglementată de lege. Am cerut pentru dumneavoastră, am publicat matematic răspunsul ANRSC-ului în ceea ce privește modalitatea de contractare. Individuală, da? În ce condiții se pot încheia contracte individuale pentru servicii de apă și canalizare în condomenii? Răspunsul celor de la ANRSC. Și răspunsul sună cam așa. Doar cu apometre, cu citire la distanță.
Da? Și această investiție să fie făcută de către locatarii de la bloc. Întrebare, operatorul APA Vital are obligația sau măcar posibilitatea de a asigura condițiile tehnice necesare, branșamente individuale, echipamente din banii publici? Răspunsul, în conformitate cu dispozițiile articolului și așa mai departe, contorul de branșament este ultima componentă a rețelei publice de distribuție în sensul de curgere a apei, iar executarea unor lucrări de instalație naval de acest contor nu poate fi finanțată din bugetul operatorului. Deci, răspunsurile sunt foarte clare. Nu trebuie să facem un referendum pentru a afla aceste răspunsuri, da? Deci, contracte individuale pot fi făcute doar dacă ai apometre radio, mă refer la cei de la bloc, și doar dacă aceste investiții sunt făcute, asumate de către locatari. Trebuie să faci un referendum ca să afle aceste răspunsuri? Nu. Inițiatorii, dacă ar fi avut dubii în ceea ce privește prevederile legale, puteau să facă și ei același lucru, să întrebe. Ori ei nu au nici măcar interesul să afle răspunsul, pentru că nu este favorabil campaniei lor. În mod evident. Ei au alt interes de a stârni lumea, de a crea o anumită emoție și de a culege roadele în consecință. Ăsta este și motivul pentru care, cred eu, este propus organizarea referendumului exact în ziua alegerilor. Bun. Deci, contracte individuale știm cum se fac. Cine trebuie să le facă, cine trebuie să facă investițiile, da? Prețul va fi mai mic? Tocmai am arătat că nu va fi mai mic. Și atunci, care ar fi motivele pentru care ar trebui să renunțăm la APA Vital? Deci, nu vom avea preț mai mic. Contractele vor fi făcute exact în aceleași condiții în care se fac și acum. Da? Nu putem face serviciu de apă și canalizare în subordinea primăriei. Și atunci, de ce să facem referendum? De ce să renunțăm la serviciul de apă și canalizare? Nimeni nu vrea să răspundă la aceste întrebări. Absolut nimeni nu vrea să răspundă la aceste întrebări. Eu cred că înainte de a face pasul următor, da? De a pune în discuție acest drept fundamental, în mod evident, da? Trebuie să știm pentru ce o facem. O facem pentru a pentru orgoliu cuiva, pentru ambiția cuiva, pentru calculele politice ale unui partid, sau o facem pentru binele comunității? Dacă admitem că acest demers este făcut pentru binele comunității, atunci trebuie să ne punem întrebarea, care este acest bine al comunității? Ce se urmărește în final? Cum ar arăta acest bine în folosul comunității? Contracte individuale, nu? Lumea vrea contracte individuale. Bun. Cine poate să facă contracte individuale? Și în ce condiții? Ele pot fi făcute și în momentul de față. Nu ai nevoie de un referendum. Dacă lumea de pe scara Casa Scării pune apometre cu citire la distanță, automat vor avea contracte individuale. Se schimbă ceva începând de mâine sau după organizarea referendumului? Absolut nimic. Regulile vor fi exact aceleași ca și cele de acum. Sunt prevăzute în lege. Se va întâmpla ceva cu prețul apei? Cel mai probabil nu. 99,9% nu. De a scădea, așa cum spun unii. De ce? Pentru că nu este sustenabilă ideea. Ceea ce se va întâmpla cu certitudine, și toată lumea o spune, culmea e că județul, toată lumea ne avertizează, atenție, oameni buni, că pierdeți pentru a treia oară niște investiții, niște fonduri europene date gratuit. Deci, ceea ce se știe cu certitudine este că vom pierde niște bani. Că vom pierde niște investiții. Și pentru asta trebuie să facem, ăsta este țelul nostru, să facem referendum pentru a pierde niște bani. Înainte, repet, de a lua o astfel de decizie, trebuie să punem aceste întrebări. Și să aflăm răspunsul la aceste întrebări. Și dacă răspunsurile ne convin și dacă perspectiva ne este favorabilă, atunci să facem pasul următor. Nu punem în balanță, nu excludem un drept al cuiva.
Da? Dreptul de a face referendum. Dar nu putem să nu ne gândim la consecințe. Atunci când conștienți venim cu un astfel de demers, conștienți că vom pierde bani, că cei din suburbii vor rămâne în continuare fără apă și canalizare, nu ne gândim că sacrificăm și un drept al celor care vor de foarte mult timp, își doresc de foarte mult timp să trăiască civilizat, eu cred că ar trebui să ne gândim și la ei. Da? Auzisem, iată un argument, doamne, dar de ce ăia de la bloc să sufere pentru ăia din suburbii? Este absurdă ecuația. Nu, ăia de la bloc nu suferă pentru ăia din suburbii. Aș spune că situația este oarecum pe invers. Ăia din suburbii au avut de suferit, nu neapărat din cauza celor de la bloc, din cauza că resursele publice, din bugetul public, din bugetul local, nu au fost repartizate tocmai bine și pentru aia din suburbii și pentru aia care locuiesc în oraș. Pentru că dacă ar fi fost repartizate echitabil, atunci ar fi beneficiat de investiții, ar fi beneficiat, iată, de utilități și cei din suburbii. Deci, cred, situația este puțin invers. În ceea ce privește referendumul, să ne fie foarte clar, Pașcanu a pierdut de două ori, de două ori, aceste investiții europene. Suntem în a treia etapă, când noi punem sub semnul întrebării investiții gratuite din fonduri europene. Prima dată le-a refuzat Neculai Rățoi, a doua oară le-a refuzat Grigore Crăciunescu. Atunci când ei au refuzat aceste investiții, le-au refuzat în urma unui referendum, ne-a întrebat cineva, la momentul respectiv, în 2009 și în 2006 sau 2007, ne-a întrebat cineva dacă vrem să aderăm la Asociația Județeană, să delegăm serviciile și să obținem aceste investiții din fonduri europene? Nu ne-a întrebat nimeni. S-a pus la momentul respectiv vreodată nevoia unui referendum? Evident că nu. Se pune acum în discuție și nu pentru a obține ceva, ci pentru a pierde ceva. Da? Deci, Rățoi și-a făcut de cap. A refuzat banii și a preferat să ia, să facă împrumut, vorbind de împrumutul ISPA, da? A refuzat banii europeni pentru că nu-i putea controla, nu putea avea acces la banii respectivi și a făcut împrumut pentru a avea bănuții lui, în subordinea lui și să fie gestionați de conducerea societății. Și în loc să facă rețelele din Pașcan, rețelele de apă și canalizare, le-a făcut pe alea de pe câmpuri, a făcut aducțiunea, dar investiție care mai greu poate fi verificată. Asta este realitatea, domnilor. Da? Și, repet, a refuzat banii europeni, a făcut împrumut și acum ne plângem că nu putem să-l plătim. Prima dată ar trebui să ne întoarcem și să-i tragem la răspundere pe aia care au ales această soluție costisitoare. După care, în 2009, la fel, fostul primar Grigore Crăcinescu nici măcar n-a întrebat Consiliul Local. Aceleași adresă pe care actuala administrație le-a primit, le-a primit în 2009 și fostul primar. Fostul primar nici măcar n-a întrebat Consiliul Local. Actualul primar a informat Consiliul Local, a fost făcută o comisie formată din 9 persoane pentru a analiza și pentru a negocia, după care Consiliul Local a supus aprobării și a aprobat. Fostul primar a primit adresele, n-a făcut nicio comisie, nu a convocat Consiliul Local, a luat decizia matematică. A venit cu un alt proiect de hotărâre și a spus, dom'le, noi facem o asociație a noastră. De ce să facem o asociație, să mergem la o altă asociație? Și a hotărât să facă o altă asociație, da? Paralelă, care, ați văzut, n-a funcționat niciodată și au fugit aia unde au apucat pentru că n-au reușit să obțină un leu finanțare. Deci, acum, repet, ar fi nevoie de un referendum. În cealaltă variante, nu s-a pus problema unui referendum. Pentru apă se pune problema unui referendum, deși faptul este consumat pentru
serviciile de salubritate, unde situația este similară, da? Pașcaniu a aderat nu la Arsacis, la Adis. Serviciile la fel urmează să fie delegate tot unui operator județean și așa mai departe. Și acolo vom plăti o taxă de salubritate, o play, cel puțin de persoană pe lună. Acolo nu s-a pus problema unui referendum. Se pune aici. Nu v-ați pus întrebarea de ce? Pentru că sunt foarte mari presiuni și interese materiale, politice, pentru destabilizare. Despre asta vorbim. Și pentru a avea din nou acces la resursele la care au avut înainte acces. Toată această problemă nu are nicio legătură cu interesul dumneavoastră, cu interesul public. Ca dumneavoastră să o duceți mai bine. În niciun fel. În niciun fel. Da. Și ultima chestiune în legătură cu investițiile. O altă teză mai nouă și vor fi, stați să vedeți, până la alegeri, numai din astea vom avea în fiecare zi. Dom'le, Pașcaniu a avut posibilitatea să ia bani nu de la Uniunea Europeană, de la guvern chiar. Și i-a refuzat, dom'le. I-a refuzat pentru că a fost o conspirație mondială să fie date serviciile de apă și canalizare. Bun. De parcă a atrage fonduri europene este așa, cum să vă zic, o chestiune negativă. Nu? Adică să nu luăm bani de la Uniunea Europeană. Nu. Mă refer la finanțări gratuite, 100%. Să nu le luăm pe alea. Alea care sunt gestionate, ne caută aia până la ultimul leuț. Să nu le luăm pe alea. Dar să luăm bani din altă parte, de la guvern, eventual cu cofinanțare, pentru că de regulă finanțările guvernamentale sunt cu cofinanțare, adică să punem și noi ceva din bugetul local, sau tot felul de alte invenții. Bun. Și se face, iată, referire la o anumită ordonanță, la o anumită prevedere legală prin care au fost deschise finanțări, inclusiv pentru apă și canalizare, mai ales, atenție, mai ales în comune. Bun. Pașcaniu a accesat niște bănuți prin acest mecanism. Pentru Gâștești, dacă nu greșesc, pentru o stradă. Tot așa, Grigore Crăcinescu a încercat manevra asta când a declarat suburbiile ca fiind zone urbane. Pardon, zone rurale. Așa, și a încercat să vină, iată, cu un proiect pentru a obține finanțare, adică să se încadreze în zona rurală, acolo unde puteau fi accesate mai ușor aceste fonduri pentru dezvoltare. Bun. Evident că domnul Crăcinescu n-a reușit. Cei de la, din actuala administrație au reușit pentru o stradă. Înțeleg că au mai încercat și n-au mai reușit să facă lucrul ăsta pentru că s-au prins aia de la guvern. Că Gâșteștiul, de fapt, înseamnă Pașcan. Este un cartier din Pașcan. Și că Sodomeniu este un cartier din Pașcan și Lunca de asemenea. Și că nu este vorba de o regiune rurală, ci cartiere care fac parte din administrativul unui municipiu. Bun. Dar să presupunem, de-a lungul timpului trebuie să recunoaștem, din 90 și până acum, au fost deschise tot felul de finanțări. Înainte se obțineau mult mai ușor decât acum. Da? Știți bine, finanțări politice, guvernamentale, dacă făceai parte din partidul potrivit, obțineai bani, investiții, doar că la Pașcan, doar că la Pașcan, de-a lungul timpului, și vorbim de peste 20 ceva de ani, doamne, aceste investiții nu au fost făcute. Este o realitate. Nu contează de unde banii. Ele nu au fost făcute. Deci nu au fost făcute și când suntem în situația de a le face, venim și spunem, nu avem nevoie nici de banii ăștia. De ce? Pentru că trebuia să iei banii acum 2 ani de la guvern. Prietene, nu i-a luat? Este o altă poveste. Dar dacă în momentul de față avem posibilitatea să rezolvăm această problemă rapid, gratuit, civilizat, organizat, de ce să nu o facem? Păi știi, pentru că acum 2 ani nu te-ai dus la guvern să obții niște bani. Deci, cam așa este pusă în momentul de față problema, pentru ca până la final dumneavoastră să nu fiți de acord. Da? Să fiți foarte supărați și să vă doriți din rărunchi, da? Să plece apa vital, să rămânem fără operator, să rămânem fără investiții,
pentru ca începând de pe data de 5 iunie să rămânem fără nimic, nici măcar cu soluții, fără nicio perspectivă. Da? Este mult de discutat despre ce investiții erau făcute sau puteau fi accesate de la guvern. În mod evident, nu putea fi accesată toată suma, nu toată suma odată. Cine cunoaște acest subiect știe foarte bine la ce mă refer, da? Vorbim de bugete multianuale pe care trebuie însușite de către administrația locală și să te bazezi, să fii foarte sigur că în fiecare an în bugetul guvernamental, în bugetul de stat, sunt cuprinse sumele pe care tu ți le-ai asumat aici la Pașcan, de exemplu, așa, și că ele devin prioritare la finanțare de fiecare dată, în fiecare an. Ori, să fim serioși, noi am avut, avem în momentul de față o astfel de investiție multianuală, da? Catedrala, iată, de peste drum, și de câți ani se chinuie Pașcanul să o ducă la bun sfârșit. Tot așa, cu fonduri guvernamentale, cu pomană de la Consiliul Județean, pomană de la Consiliul Local și așa mai departe. Deci vorbim, repet, despre chestiuni pe care nu le putem înțelege de ce să le punem în cheia unei finanțări guvernamentale greu de accesat, greu de controlat și mai puțin previzibilă, în condițiile în care avem în momentul de față o investiție clară, previzibilă, aproape suficientă, pentru că cele 13 milioane de euro nu acoperă necesarul de investiții la Pașcan și în viitorul apropiat de a fi pus în execuție. De ce să pui cele două planuri în ecuație, să le compari și să tinzi spre varianta cea mai dificilă, cea mai complicată și trecută, în mod evident, da? Este greu de înțeles. Da? Cam astea au fost principalele chestiuni despre care am vrut să vorbesc. Sunt convins că mai sunt și altele de clarificat și o voi face pe parcursul zilelor următoare, dacă va fi necesar. Sunt, să spun așa, suficient de determinat să nu las loc de interpretare, de manipulare, dacă am posibilitatea și iată, am posibilitatea să o fac prin intermediul acestei emisiuni, să comunic cu dumneavoastră și să vă aduc la cunoștințe astfel de informații, o fac pentru că este necesar, da? Dumneavoastră, când veți pune în balanță, dacă vă veți afla într-o astfel de situație să alegeți, trebuie în mod evident să nu vă luați după promisiuni, după îndemnurile politicienilor. Trebuie să analizați și să citiți. Eu am venit, iată, cu hârtii, cu documente. Documentele le găsiți și pe site-ul nostru. Uitați-vă și la semnături, uitați-vă și la istoricul, parcursul acestui subiect. Nu se poate să scoatem din ecuație, da? Să nu ne gândim, să nu analizăm de unde au început lucrurile. Care a fost motivul pentru care au fost delegate serviciile de apă și canalizare? Singurul motiv, repet, singurul motiv a fost acela ca Pașcaniu să beneficieze de aceste investiții. Deci să beneficieze de aceste investiții. Ori noi scoatem cu totul acest motiv, această motivație, acest subiect și discutăm despre cu totul altceva. Da? Concluzia la care s-a ajuns la momentul respectiv a fost că operatorul vechi, fostul operator, PSA, nu mai avea capacitatea nici să funcționeze, nici să facă investiții și că Pașcaniu, singura variantă pe care o are pentru a atrage investiții, este să intre în Arsacis și să delege serviciile de apă și canalizare. Atenție, propunerea a fost făcută de cei 8 membri din comisie. Cei 8 membri din comisie, îi citesc încă o dată. Primarul Dumitru Pantazi, Mircea Zuzan, directorul Prisecaru, fost director de la PSA, directorul economic de la PSA
și consilierii Pleșca Vasile, Haldan Vasile, Pintilie Marius, cel care acum contestă, iată soluția pe care el a propus-o la momentul respectiv, și Ioan Ioniță. Și propunerea pe care au făcut-o este, deci, propun asocierea Pașcaniului la Arsace și delegarea Serviciului de Apă și Canale. Iar propunerea a fost votată de 16 consilieri. Ăsta a fost începutul. Ăsta a fost începutul. De fiecare dată când vom analiza acest subiect, să ne aducem aminte de unde au pornit lucrurile, da? Cine a propus delegarea, cine a votat delegarea, care au fost motivele pentru delegarea serviciilor, după care să mergem mai adânc cu analiza și când ajungem la zi, să vedem ce probleme au fost rezolvate și care dintre ele au rămas nerezolvate. Pentru că în 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile, multe din problemele reclamate au fost rezolvate. Noi vorbim de prețuri, dar nu discutăm despre pierderi. Mulți dintre pașcăneu primesc facturi mai mici decât le primeau înainte de la PSA. Oamenii nu sunt interesați de cifre, profit, redevență, ci de cât plătesc ei. Ori dacă în momentul de față omul plătește mai puțin, mai puține pierderi decât plătea înainte, nu este bine? Eu cred că este o problemă rezolvată. Dacă o bună parte din cetățeni și-au rezolvat problema și cu contractarea, într-un fel sau altul, provizoriu sau definitiv, nu este bine? Eu cred că este bine. Nu ar trebui să ne gândim să o rezolvăm. Acele soluții să fie extinse și impuse tuturor? Nu? Nu ar trebui să mergem în sensul rezolvării acestei probleme? Dacă tot s-a rezolvat o parte din ea, să ne întoarcem? Să anulăm tot ce s-a rezolvat până acum? Să anulăm investițiile? Tot sacrificiul care a fost făcut timp de aproape 2 ani de zile. Pentru ce? Pentru că cineva are nevoie de voturi. Pentru că cineva are nevoie de o certificare a unei teorii, a unei manipulări uriașe, înfiorătoare. Da? Și în momentul de față are nevoie de această certificare. Trebuie să vă gândiți la aceste chestiuni. Pun punct emisiunii din această seară. Știrile Infobit, după care Pixelul Albastru, după știri, cu colegul meu, Claudiu Timofte. O seară bună!